Dumnezeu să vă binecuvinteze. Scumpii mei, m-am gândit la tema conferinței noastre în dimineața aceasta. M-am gândit felul în care să structurez cele două mesaje. Așa că, pentru câteva momente, vă invit să vă ridicați în picioare. O să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea lui Luca. În dimineața asta o să citesc un text pe care, și dacă n-ați citit Biblia niciodată, ați auzit de el. O să vorbim despre un personaj și dacă n-ați citit Biblia niciodată și n-ați deschis niciodată Biblia, ați auzit de el. Așa că deschidem Sfânta Carte la Cartea lui Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 1. Citim de la versetul 26 câteva versete. Pagina Sfânta Scriptură 985, cuvânt al Domnului pentru dimineața asta, pentru prima sesiune. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne lucrarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, cărei se spunea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, Dumnezeu mi-a dat harul acesta să pot să am acces la anumiți oameni, să stau de vorbă cu ei, la fel cum dumneavoastră vedeți, împărtășiți anumite gânduri cu păstorii dumneavoastră, cu slujitorii de unde veniți. Dumnezeu mi-a dat și mie harul acesta și am observat ceva în urma mărturisirilor și a consilierilor. Oamenii sunt căutători de fericire. În dimineața asta vom vorbi despre fericire, despre bucurie și se pune o întrebare: oare există fericire în Dumnezeu? Există fericire în biserică, oameni dragi? Tineri dragi, există fericire într-o lume în care toată lumea vede fericirea în altfel de cum ar trebui să o vedem noi? Vedeți, toată căutarea noastră și toată alergarea noastră pe pământul acesta nu e nimic altceva decât o căutare nebună după fericire. Aș vrea să vă întreb de ce noi ca băieți luptăm atâta, dacă putem, cât de repede, la 18 ani dacă se poate, să ne cumpărăm o mașină. De ce luptăm unii dintre noi să avem poate ultimul model de telefon? De ce surorile aleargă atâta ca geanta pe care și-o cumpără să fie nu știu de care? De ce? Pentru că ea aduce o fericire. Și trebuie să recunoaștem, nu? Ești fericit când îți cumperi telefon. Ești fericit când îți achiziționezi, nu știu, o mașină. Mi-aduc aminte, aduceți-vă aminte, băieți, care ați primit cel puțin de la părinți mașină. Paide-mi, te uitai la ea în prima, îți venea să dor cu ea în pat, nu-i așa? Sincer. Ce-ai tată, dacă aș putea, aș urca-o pe scări la etajul 2, aș băga un apartament. Te duci, ai grijă de ea, nu mănânci. Ei tinerii de la biserică, ce frate mi-e foame, nu se mănâncă în mașină. De ce? E fericirea mea. Telefon. Aduceți-vă aminte când v-ați cumpărat primul telefon, așa mai wow. Cum mergi cu el prin casă, nu? Așa te duci cu el. Dar știți ce e interesant? Am observat o chestie foarte interesantă. Deși lucrurile astea aduc fericire,
deși ne provoacă o care, oarecare plăcere. Mă gândesc la fete, acum nu știu ce simt ele, dar o văd pe soția mea, apare. Zice, ce vezi la mine, rochea? Face o tură și din partea aia se uită. Știți, mai greu e că eu câteodată nu văd, îmi zic, Doamne, ce să văd? Ce? Zic, ai schimbat ceva? Ce? Când mă întreabă ce mă iau transpirațiile? Doamne, ce că... Așa suntem noi bărbații. Eu cel puțin nu pun preț pe haine. Dar cine pune preț pe haine, observă. Dar eu dacă nu pun preț pe haine, mă uit. Zic, rochea? Ea zice, da. Și eu zic, slăvit să fie Domnul. Cam nimerit-o, știi? E o bucurie. Dar o văd cât e de bucuroasă. O rochie. Doamne, iartă-mă că nu m-aș bucura pentru o rochie. Nu m-aș bucura pentru o pereche de pantaloni. Nu! La mine e altfel. Și atunci am stat și m-am gândit. Bun, ok, lucrurile astea aduc fericire. Dar știți ce e interesant? Interesant e că plec cu soția mea și mă uit că în bagaj are două feluri de rochie. O rochie pe care o aranjează cu așa de mare grijă și una pe care o aruncă așa toată. Și zic, bă, dar stai un pic, amândouă sunt rochii, nu? Și îmi zice, da, dar asta e de mult, s-o învechit, asta mai îmi place, zice. M-am uitat la mine. Eu am o problemă cu telefoanele. Nu știu de ce îmi place tehnologia așa de mult. Îmi place tehnologia. Prima oară nu te las să pui mâna pe telefonul meu. Astăzi cobor din mașină, îmi cade telefonul și frate, eu ți-o căzut telefonul. Dă-l încolo, zic. M-am săturat de el. Și am observat chestia asta, scumpii mei. Fericirea asta, nu știu, parcă e trecătoare, n-ați observat? Mi-am cumpărat mașină. Doamne, că m-aș fi șters pe picioare cu cârpa înainte să intru, cu șervețelul umed înainte să urc în mașină. Slavă Domnului că ieri a fost Claudiu să spele mașina. Știți cum arăta? Băi, să spălăm mașina, că o zică frații ăștia că... Mă înțelegeți? Deci există ceva, adică lucrurile astea provoacă o fericire și apoi fericirea asta trece. E ciudat! Ne plictisim de telefoane, deși ne plac telefoanele, ne plictisim de rochii ca femei, deși ne plac rochile, ne plictisim de poșeta aia frumoasă, ne plictisim de mașină, te uiți, vine altul, ce, wow, ce mașină faină, și pentru tine nu mai înseamnă nimic. Și a zis, Doamne, bun, avem o anumită fericire, dar e temporară. Și mi-am pus întrebarea, că despre asta vreau să vorbesc. Oare există adevărata fericire? Oare există ceva, oameni scumpi, tineri dragi, oare există ceva în lumea asta care să-mi creeze și să-mi dea o fericire continuă, continuă, să nu mă satur de ea, să nu mă plictisesc de ea, să nu mă obișnuiesc cu ea, să nu mi se pară că da, am mai simțit asta, e o fericire așa trecătoare. Există oare adevărata fericire? Și vreau să vă spun, există, slăviți să fie Domnul. Și în dimineața asta o să vă vorbesc despre adevărata fericire care nu se termină niciodată. O fericire care tot guși din ea și guși din ea și de fiecare dată e altfel și o experimentezi altfel. Și nu există fericirea aceea de care te plictisești, te saturi, ci o fericire continuă pe care eu și cu tine o poți experimenta în prezența lui Dumnezeu. Și pentru asta pot să spun slăvit să fie Domnul. Și oameni buni, în dimineața asta mi-am împărțit mesajul de dimineață și de seară pentru că vreau să vă explic, vreau să împărtășesc cu voi ce trebuie să facem să ajungem la fericirea aceasta adevărată. Ea există, scumpii mei, am gustat-o, trăiesc în ea, dacă n-aș fi gustat, n-aș fi vorbit despre ea, aș fi fost un fățarnic să vin în dimineața asta să vă spun că sunt un om fericit și eu totuși să fiu un om trist. Și acum se pune o întrebare, pentru că, oameni buni, fericirea aceasta nu seamănă cu fericirea pe care ne-o imaginăm noi, fericirea laică, fericirea pământească. Și o să zici, frate Bogdan, dar tu n-ai probleme. Ba da, am. Și atunci cum ești fericit? Dar nu treci prin necazuri. Ba da, dar atunci cum ești fericit? Știți ce spune Pavel la un moment dat, Roman 5:3? Spune că noi avem o bucurie, noi avem o fericire, chiar dacă avem necazuri, noi ne bucurăm și în, spune Biblia, necazurile noastre. Cum în necazuri? Înseamnă că fericirea asta e diferită. Înseamnă că la fericirea asta se ajunge în alt mod decât știm noi că se ajunge. Înseamnă că fericirea asta nu poate fi cumpărată cu bani. Înseamnă că fericirea asta nu ține de ceva material din lumea asta. Înseamnă că fericirea asta e diferită. Și vreau să vă arăt cum e fericirea asta. Dragii mei, cred din toată inima mea că cel care face ce spune cuvântul lui Dumnezeu, și o să vă explic în această dimineață, poate
ajunge la adevărata fericire. Dumnezeu caută tineri și unul dintre cele mai triste versete pe care eu le-am găsit în Sfânta Scriptură e în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17. Pune-mi-l un pic și o să vă explic de ce cred că ăsta e unul dintre cele mai triste. Biblia zice așa, în vremurile din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și acum vă rog, ascultați un lucru frumos pe care Domnul zice. Zice, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii. Și apoi termina, zice, și bătrânii vor avea anumite visuri. Vă rog frumos să-mi spuneți din versetul ăsta și bazat pe ceea ce spune Domnul, în vremurile noastre, și cred că trăim în vremurile acestea de sfârșit, de cine vrea Dumnezeu să se folosească? Vă spun tot eu, de dumneavoastră. Cred din toată inima că Dumnezeu vrea să-și ridice un popor de tineri care să-i ducă numele mai departe, care să-l slujească, care să-i facă voia. Oameni buni, voi sunteți oamenii pe care Dumnezeu îi caută. Și o să întrebați în dimineața asta, bine frate Bogdan, dar noi credem că Dumnezeu vrea să se folosească mai mult de frații care au 80 de ani. Dumnezeu vrea să-i folosească și pe ei, dar ascultați-mă, ce poate face în generația noastră Dumnezeu cu noi, nu poate face cu ei. Oameni buni, gândiți-vă la ceea ce vă spun, voi vă săturați cu 3 ore de somn pe noapte, voi sunteți plini de energie, unii dintre dumneavoastră nu sunteți căsătoriți, aveți o grămadă de timp liber să studiați Scriptura, să stați în prezența lui Dumnezeu, să postiți. Eu vă întreb, credeți că un om e mai eficient în post la 20 de ani sau la 80 de ani? Vă spun eu, la 20 de ani. Voi puteți face lucrurile astea mult mai ușor. De ce? Sunteți plini de energie la vârsta asta. Dumnezeu vrea să canalizați energia voastră pentru slava și gloria numelui Său. Și Dumnezeu are lucruri mari, Dumnezeu are chemări mari, Dumnezeu are lucrări frumoase pentru dumneavoastră. Și părerea mea de rău e că cei mai mulți dintre noi stăm așa. Ce mai să facă Domnul cu alții? Dumnezeu are două chemări pentru dumneavoastră. Și o să încep de la coadă la cap. Are o chemare la sfințenie și o chemare la slujire. Și dacă veți accepta chemările astea două, ascultați-mă, veți fi cei mai fericiți oameni de pe pământul ăsta. Dacă veți accepta chemarea la sfințenie, prin faptul că ne punem deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu va trimite Duhul Lui care va genera peste noi o stare de bucurie și apoi Dumnezeu ne va chema în slujire ca niciodată să nu fim oameni plictisiți și oameni care să spunem că nu avem ce face. Dumnezeu va chema la slujire. Și în dimineața asta încep de la coadă la cap, pentru că deseară vreau să facem o rugăciune și o să vă vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu la slujire pentru a fi tineri fericiți cu adevărat. Oameni buni, spune Biblia la un moment dat și intru apoi în text, spune așa, zice în Faptele Apostolilor, spune Luca, tot doctorul Luca spune în felul următor la un moment dat, că Domnul Iisus Hristos a spus că e mai ferice să dai decât să... E mai fericit să dai, adică ești mai fericit să faci ceva, să lucrezi ceva, să împărtășești ceva, să scoți ceva de la tine și să-i dai celui de lângă tine. Oameni buni, vă rog și mă rog Duhului Sfânt în dimineața asta fierbinte să experimentați fericirea asta, e adevărata fericire. Hai să ne uităm la fetița asta, la adolescenta asta, da? Pe nume Maria, pe care Dumnezeu o cheamă la o lucrare specială și la slujire. Și o să spui, frate Bogdan, dar cum? Chemarea la slujire aduce fericire? După ce Dumnezeu îi face chemare Mariei, Maria scrie un cântec, scrie o cântare pe care o găsiți tot în Luca. Și oameni buni, există acolo versetul 46, Luca 1 cu 46, în cântarea lui Maria. Știți ce spune Maria? Extraordinar! Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și uitați-vă ce zice versetul următor. Și mi se bucură Duhul. Adică toată chemarea, tot ce face Dumnezeu pentru ea, chemând-o în slujire, să facă ceva pentru Dumnezeu, îți va aduce, la fel cum i-a adus și ei, bucurie și o adevărată fericire. Și mă rog în dimineața asta să o experimentez. Oameni buni, adevărata fericire vine doar din Dumnezeu. Haideți să vedem cum alege Dumnezeu. Că sunteți în dimineața asta aici și zice, frate Bogdan, bun, dar... Cum ne alege Dumnezeu? Vreau în seara, în dimineața asta, să ne dăm ochelarii pământești jos și să ne punem ochelarii cuvântului.
Pentru că, oameni buni, există două lumi, lumea spirituală și lumea pământească. Lumea laică cu lumea spirituală nu se împacă, sunt reguli diferite, sunt felul în care acționăm, e diferit, totul e diferit, oameni buni, totul e diferit. Nu putem gândi cum gândim în viața normală. Și acum o să vă dau exemplu. Cum alege Dumnezeu? Știi cum alege Dumnezeu? Diferit de cum alege omul. Vă întreb cum alege omul. Mergeți la o firmă să vă angajați. Și tu, de exemplu, ai terminat facultatea de informatică și ajungi acolo și spui, Doamne, eu sunt foarte bun pe informatică, da, dar noi avem nevoie de mecanic. Vă întreb, îl angajează cineva? Nu. Oamenii, ca să dea preț și să pună preț pe tine, trebuie să fii bun în lucrul ăla care faci. Se uită la tine și spune, zice, mă, zice, ce știi să faci? Băi, nu știu, să te încuiesc, să pun grese, sau ce vreți dumneavoastră în dimineața asta? Ce știi să faci? Să conduc. Trebuie să fii bun în domeniul ăla ca să te angajeze. Știți ce e ciudat? La Dumnezeu nu e așa. Am fost într-o zi într-o biserică, vă zic asta. Am o întrebare ca să știu. Trebuie să-mi aleg bine. Se filmează, se transmite? Bine, bun. Trebuie să ai grijă atunci. Ce zic? Nu, n-ați văzut. Ai o boală acum în generația noastră. Atât stai predicile, ți ia, îți pune, îți dă, îți, Doamne, îți scoate din context, te pune niște situații de te doare minte. Nici măcar n-ai vrut să zici aia. Dar el acolo știe cum să facă, să o dee, să fie bine. Știți ce-i ciudat? Că toate prostiile astea au mii și sute de vizualizări, mă. Și un lucru bun mă n-are, mă, că mi-e și ciudă pe asta. Și atunci mă duc în biserica respectivă și a venit pastorul la mine și a zis, frate, mă ia de după cap, așa era tânăr, zice, eu îl vezi pe prințul. Era unul acolo, mai, parcă îl văd, tot era cu, așa cu o creastă într-o parte, parcă era Don Juan de biserică, zice, ăsta va fi predicator că îi merge gura. M-am uitat la pastor și am zis, Doamne, păzește-ne. Dacă ăsta e criteriul după care alege el predicatorul că îi merge gura, am zis, o să vă duceți la vale cu biserică, cu tot, m-am gândit eu. Oameni buni, hai să vedem cum alege Dumnezeu și o să vă arăt trei lucruri de felul în care Dumnezeu a hotărât să trimite un înger la femeia aceasta, la fata aceasta pe nume Maria. Versetul 27 spune în felul următor, că Dumnezeu a trimis un înger și ascultați-mă, la o fecioară logodită și repetă încă o dată Biblia, numele fecioarei. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu, știți cum te va alege? Știți ce om caută, ce tânăr caută Dumnezeu în această dimineață? Un tânăr, ascultați-mă, care își va dori să trăiască în curăție. Oameni buni, să știți că Dumnezeu nu duce lipsă. Noi ne plângem câteodată, frate, dar dacă nu-s eu, cine o să facă lucrarea lui Dumnezeu? Credeți-mă, tineri dragi, Dumnezeu are oameni. Dumnezeu are oameni pe care îi va pune strategic în lucrarea Lui. Credeți-mă, dacă nu eram eu în dimineața asta, erau alți predicatori care puteau să împărtășească cuvântul Domnului cu voi. Scumpii mei, e o onoare în dimineața asta să vă pot sluji, e o onoare să pot fi ales de Dumnezeu, dar Dumnezeu caută oameni speciali. Nu s-a dus în Israel la oricine. Nu a căutat pe oricine, nu s-a uitat Dumnezeu așa peste cetate și a zis, mă, zice, în cetatea asta din Galileea numită Nazaret, ia să văd, aici, nu, oameni buni. O mers punct ochit, punct lovit la Maria. De ce? Pentru că Maria a făcut o alegere în inima ei pe care Dumnezeu a cunoscut-o și a dorit să trăiască în curăție. Mă, vă întreb, putea să se terfelească Maria? Putea să zică, bă, lasă că e bun cu Iosif, dar zice, hai că mai îl văd și pe Matei aici, mai și nu știu care pe aici, zice, hai că mai umblu și cu ei. Putea să facă asta, putea, oameni buni. Pentru că în dimineața asta vreau să înțelegeți un lucru, alegerea de a trăi curat e a noastră. Alegerea de a ne pune deoparte pentru Dumnezeu și a trăi în sfințenie e a noastră. Așteptăm și spune, păi zice să mă sfințească Domnul. Să mă smerească Domnul, Doamne ferește. N-ai vrea mai bine să te smerești tu și cu mine? De ce să te smerească Domnul? Că e greu când te smerește Domnul. E greu când toiagul și nuiaua Domnului trebuie să te țină pe cale. E greu când Dumnezeu trebuie să trimită circumstanțe pentru tine, pentru că te iubește, pentru că se roagă părinții tăi să te țină pe cale. Nu vrei să alegi tu în dimineața asta de bună voie și să spui, Doamne, vreau să mă pun eu deoparte pentru tine. Eu vreau să fac asta. Scumpii mei, de ce nu mai doresc tinerii să se pună deoparte pentru Domnul?
De ce ni se pare așa de greu să trăim după legile sfințeniei lui Dumnezeu? De ce oameni buni? M-am pus întrebarea asta. Pot să vă dau un răspuns, numai e greu de dus și dor. Zice Biblia așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Știți că dragostea face diferența? Ascultați-mă ce vă spun. Frate, dar eu îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu trăiești în curăție, dacă nu-ți dorești să te pui deoparte pentru Dumnezeu, ascultă-mă ce îți spun. Iubirea ta e cu semnul întrebării. Păi știți ce e ciudat, măi oameni buni? Uitați-vă ce e ciudat. Noi avem problema asta acum. Pe vremea mea nu era ca pe vremea voastră. Noi n-aveam voi. Noi ne îndrăgosteam la 18 ani. Nu aveam curaj să te îndrăgostești sub 18 ani. O luai rău de la mama și de la tata. Așa era generația mea. Acum, frate, zice, nu faci o rugăciune. Auziți, mesaj pe Instagram, primesc eu. Frate, fă o rugăciune pentru mine că vreau să știu dacă el este soțul meu. Păi zic, câți ani ai? 12. Nu este el, îți spun sigur. N-ai cum la 12. La 12 ani ai altă treabă de făcut. Te rog, crede-mă, mai ai școală, mai ai să-ți ajuți părinții, mai ai să citești Biblia, mai ai să te pregătești. Ascultă-mă, vrei să te măriți la 13? Nu, frate, dar să știu dacă el. Nu e el, ascultă-mă, la 12 ani nu e el. Ne îndrăgostim la 12 ani, la 13 ani, la 15 ani, dragostea nu mai poate. E bolnav, o doare inima. Și știți ce e ciudat? Că facem atâtea sacrificii pentru persoana de care ne îndrăgostim. Oameni buni, așa trebuie să fie cu Dumnezeu. Zice, de ce n-ai venit în dimineața asta la biserică? Păi zice, nu, m-am culcat târziu. Dar ce ai făcut? Până la 3, ce ai făcut? Păi m-am culcat la 3. Mă, ce ai făcut? Te-ai rugat, ai citit Biblia? Păi zice, nu, am vorbit cu... Dar de ce ai stat până la 3 noaptea să vorbești cu ea? Spune de ce? Pentru că o iubești. Pentru că îl iubești. De ce în prezența lui nu te mai doare capul, nu ți mai somn, nu mai ai niciun fel de problemă? De ce? De ce lași orice lucru când vine vorba de băiatul sau de fata respectivă? Pentru că o iubești, oameni buni. Exact la fel e și cu Dumnezeu. În funcție de iubirea ta, în funcție de dragostea ta față de Dumnezeu, oameni buni, veți alege împreună cu mine să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Uită-te, te rog, în viața ta. Haideți în dimineața asta să ne uităm la noi. Nu spunem la nimeni, dar uitați-vă în viețile noastre, în viețile dumneavoastră și eu în viața mea, cât de mult ne punem deoparte pentru Domnul. Vorbește despre dragostea pe care noi o purtăm. Aveam 18 ani. M-am îndrăgostit. A dat mama libertatea. Zice, nu, ai 18 ani, te poți îndrăgosti. A doua zi m-am îndrăgostit. Bine, îmi plăcea de mult, dar n-am avut voie, vă dați seama. Noi o luam, nu ca voi. Voi n-ați gustat. Aveam o mașină, se numea Alba Lux. Și aveam un furtun de evacuare. Oh, întrebați păstorii voștri care zic, când te întâlneai cu Alba Lux-ul, nu mai știai pe unde să fugi pe-n casă. Acum nu mai e așa, nu mai poți, nu vă mai zice nimeni nimic. Și m-am îndrăgostit la 18 ani. Mi-aduc aminte că eram, gândiți-vă că eram mare, eram în clasa a 11 sau a 12, nici nu mai știu când era, atunci, perioada aia, clasele, și m-am îndrăgostit. Lumina ochilor mei, nu vedeam, pe unde mergeam, numai pe ea o vedeam. Și mi-aduc, nu lucram, și mi se rup, și nu era nici ca voi, ce 10 perechi de Adidas. Deci cumpăra mama odată la început de școală și îți mai cumpăra unul la vară, dacă îți mai cumpăra atât, asta era. Trebuia să ai grijă. Nu-ți permiteai, dacă îți rupeai Adidas și la revedere, mergeai cu ce aveai. Și mi-aduc aminte că vine vremea să-mi cumpăr Adidas și m-am dus la mami și am zis, mami, trebuie să mă duc, cum aveam noi piața la Ruș și în Deva, i-am zis, trebuie să mă duc să cumpăr Adidas. Și mi-au dat banii de Adidas, ăștia erau pe jumătate de an sau trei sferturi de an cât era, am primit banii și am plecat cu banii. Eram cu banii, mă duceam să-mi cumpăr Adidas și Adidas și ce erau în picioare, erau aproape rupt, urma să se dezlipească talpa. Și în timp ce mergeam îmi vine un gând, bă, dar dacă nu iau eu Adidas și iau un ursuleț de ăsta mare, îți dai seama cum o să mă vadă. Știți ce am făcut? M-am dus la un magazin și am luat atâta mai ursuloiul, l-am dus eu pe umăr și am cheltuit banii de Adidas pe ursuleț. M-am dus acasă, m-a întrebat mama, unde-s Adidas? Păi zic, nu, arată Adidas, dar sunt diferiți, sunt cu urechi, cu ochi, ține așa Adidas și mi-e ține așa o inimă în brațe. Zic, am dus, știa mama unde i-am dus. O zic, nu, treci aici, lângă mașina de spălat al Baluc, zice, treci acolo, că avem de discutat. Oameni buni,
Am luat, ascultați, m-am luat-o rău, rău de tot atunci. Mi-aduc aminte. M-o certat, nici nu mi-o luat Adidas, vreo două luni de zile m-o lăsat cu Adidas și rus la școală, o zisea ca să mă învețe minte. Dar eu vă întreb, de ce am dus lucrurile la extrem? Pentru că iubeam. Știți că dragostea face diferența? Dumnezeu în seara, în dimineața asta, caută tineri care să-și dorească să trăiască curați, să se sfințească. Știți ce mă rog în această dimineață? Mă rog, plecând de aici, să plecăm cu un gând pe care l-avea Pavel, să putem spune și noi, cât pentru mine a trăi este Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Uitați-vă ce zice Biblia în continuare, zice versetul 29, partea a doua versetului. Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Mă, ce e asta? Acum vă spun cum văd eu textul ăsta. Știți ce putea să facă Maria? Să se încrucișeze mâinile, să zică: bă, lasă-mă în pace și cu îngerul ăsta, treaba lui. Păi dar eu n-am alte treburi de făcut. Păi eu-s logodit, urmează nunta, trebuie să mă uit de invitații, trebuie să vorbesc cu socrii, la socră mea nu-i convine rochia de mireasă, trebuie să mă duc să vorbesc cu păstorul, ăștia iarăși dificil, nu le plac pantofii, nu le plac nu știu ce, că așa-s regulile la noi în biserică. Bă, nu putea să zic asta. Bă, da. Știți ce e ciudat? Fetița asta, fata asta, spune Biblia despre ea că începe să-și pună întrebări cu privire la mesajul pe care îl primește. Și acum o să ziceți: da, mă, frate Bogdan, mă, dar a venit un înger, mă. Păi da, normal că dacă a venit îngerul, nu e normal că toată lumea trebuie să stăm cu ochii pironiți la îngeri. Știți ce vreau să vă spun? Spuneți-mi asta, dar sincer, sincer gândiți-vă, câte predici n-ați auzit voi de aici din față, câte predici n-ați auzit pe YouTube de la oamenii lui Dumnezeu, de câte ori nu v-a vorbit Dumnezeu, v-ați trezit într-o dimineață, tulburați, un vis, Dumnezeu v-a spus ce trebuie să faceți, în urma unei predici ați spus: da, mă, așa e, mă, uite ce dreptate are. Și știți ce ați făcut după aia? Vă spun eu, nimic. A zis, no, fiecare cu treaba lui. Lasă-mă, zice. Fi fost de la Domnul predicaia. O fi fost de la Domnul mesajul. O fi fost de la Domnul lucrarea asta. Știți ce fel de oameni caută Dumnezeu și alege Dumnezeu în dimineața asta? Ascultați-mă, oameni care să fie interesați de împărăția lui Dumnezeu. Oameni buni. Îl interesează pe Dumnezeu că tu ești de interesat de împărăția lui. Păi noi vrem să fim folosiți, noi vrem să fim chemați de Dumnezeu. Păi dacă nu te interesează, Dumnezeu nu te alege. Păi gândiți-vă ce vă spun. Nu știu dacă aveți patroni în biserică, dacă sunteți vreunul dintre dumneavoastră patron de firmă. Păi m-ați angajat pe mine numai să mă plimb pe la dumneavoastră până curte. Frate Bogdan, zice, uite, vrem să te angajăm, ce să faci? Poți să te plimbi așa pe holurile biroului. M-ați angajat? Ce zice, vreau și salar mare. Și pe cartea de muncă, dacă puteți să întreceți de 4 ori cât e salariul, să fie pensia mare. M-ați angajat? Păi nimeni nu m-a angajat. Păi dacă noi ca oameni n-am luat un astfel de om, eu vă întreb, credeți că Dumnezeu alege astfel de oameni? Știți care e cea mai mare problemă a generației noastre? Una dintre cele mai mari probleme a generației noastre? Neseriozitatea. Oameni neserioși. Oameni la care li se încredințează anumite lucrări și ei ajung neserioși. Pentru că de ce sunt neserioși? Că nu sunt interesați de lucrare. Hai să vă arăt ceva. Pune-mi, te rog, Matei, capitolul 4, cred că versetul, imediat o să vă spun, capitolul 4, versetul 18. Hai să vă arăt ceva. Zice, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. Dați-mi voie să vă explic contextul. Oamenii ăștia aveau firmă, oamenii ăștia erau la pescuit, oamenii ăștia, zice Biblia, că au aruncat mreaja. Era o acțiune, au aruncat mreaja. Știți ce aștepta oamenii ăștia acum? Să ridice mreaja și să încaseze. Urma binecuvântarea. În contextul ăsta în care oamenii așteptau binecuvântarea pământească, Hristos, următorul verset, trece pe lângă ei și spune așa: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și acum ascultați-mă, dacă eu aș fi fost în locul lor, aș fi zis așa: Doamne, tu nu vezi că am făcut asta, lasă-mă să încasez. Doamne, te rog, mai lasă-mă câteva zile. Doamne, eu vin și la biserică, dar tu trebuie să înțelegi că acum prietena mea a venit de la Cluj, de la facultate, vreau să stau cu ea. Nu, te rog, lasă-mă, o fi seară de tinere, dar eu acum trebuie să stau cu prietena. Înțelege-mă, Doamne, nu? Că ești un Dumnezeu care înțelegi. Uite, trebuie să mai fac asta, uite, mai trebuie pentru mine, uite, mai pentru casa mea. Știți ce e ciudat? Versetul 20 mă șochează. Biblia zice așa: îndată ei
au lăsat regele. Vreau să spun un lucru foarte important. Știi când vei renunța la orice altceva și vei face ceea ce cere Dumnezeu? Când vei fi interesat de Dumnezeu. Oameni buni, lucrurile de care suntem interesați sunt prioritate pentru viața noastră. Gândiți-vă la, uitați, eu am acum nu mai am problema asta pentru că m-am cam plictisit de mașină. Dar când mi-am cumpărat prima oară mașina, păi cred că o spălam și de două ori pe zi. Bă, se nerva nevastă mea pe mine. Bă, trebuie să stai cu copii, ajută-mă la asta, fă asta. Unde ești? La spălătorie. Fai, deci când auzea la spălătorie, mi-era și frică. Și știți cum îs nevestele, știți cum îs, nu? Știți când te sună, exact când nu vrei să te sune. Atunci te sună și îți pune întrebarea exact pe care nu vrei să o auzi. Unde ești? Eu la spălătorie. Păi sunt în oraș. Știu că ești în oraș. Mai exact unde ești? La ce? La spălătorie. Vii-te acasă. Mă înțelegi? Dar de ce-s toată ziua la spălătorie? Pentru că s-i interesat de mașină. Ea mă sună, vezi că merg cu fata, mă duc până în oraș, o întreb eu. Păi unde mergi? Prin oraș. O sun. Unde ești? Cu fata în oraș. Bă, unde ești? La mall. Știam. De ce? Că e interesată de mall. Să mai cumpărăm ceva la fetiță. Să mai luăm ceva la copii. De ce? Că ea are interes pentru lucrurile astea. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu caută în dimineața asta oameni interesați de împărăția Lui. Pentru că oamenii interesați de împărăția Lui vor neglija toate celelalte lucruri și se vor focusa pe Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie focusați pe lucrarea Lui și pe El. Oameni buni, adevărata fericire va veni când tot interesul nostru va fi pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Frate Bogdan, dar nu mai avem voie să facem altceva? Dar ce să facem cu școala, cu examenele? Ascultați-mă, prima dată Dumnezeu și apoi în ordine ierarhică celelalte lucruri și Dumnezeu vă va binecuvânta. Slăviți să fie Domnul. Ce fel de oameni alege Domnul dimineața asta? Nu oameni cu nu știu ce potențial, nu oameni cum alege lumea, nu oameni cu capacități nu știu de care, nu oameni care nu știu ce câte școli au făcut, că nu-L interesează pe Dumnezeu de școlile noastre. Sunt bune și ascultați-mă, face școală, sunt pentru școală și promovez școala. Dar nu ăsta e criteriul după care te alege Dumnezeu. Zice versetul 29, citesc prima parte, tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Păi oameni buni, dacă s-o tulburat, știți ce înseamnă? Că o privit cu seriozitate la mesajul îngerului. Și vă spuneam și mai repet încă o dată pentru că e foarte important. Una dintre cele mai mari probleme ale generației noastre, scumpii mei, e faptul că nu suntem serioși în lucrarea lui Dumnezeu. Alo, fratele Bogdan, da, sunt în depresie. Bun, ai citit din Biblie. Nu citesc Biblia. Te-ai rugat? Nu mă rog. Postești? Nu postești. Mergi la biserică? Nu merg. No. Doamne ajută mai departe tot. Ce să zic? Păi dacă tu nu ești serios cu Biblia, cu cuvântul, tu nu ești serios cu Dumnezeu, credeți că Dumnezeu face ceva? Oameni buni, Dumnezeu vrea să fii serios, te alege când vede că tu îți dorești din toată inima ta să fii serios. 7 ani de zile am organizat tabără de tineret. Acolo m-am îmbolnăvit de stomac, acolo m-am îmbolnăvit și am ajuns de, după fiecare tabără îmi venea să fug 100 de kilometri să nu mai văd pe nimeni. Sper să nu mă audă liderii care au fost în tabără atunci. Am făcut într-un an tabără, ne-am chinuit, am cumpărat un teren. Numai eu știu cât m-am milogit și la toți frații am cerșit să ne ajute să cumpărăm terenul ăla. Bineînțeles, să plătim înapoi după aia banii. Și am împărțit sarcini. 10 lideri, 10 sarcini. Băi, sunteți lideri, nu? Când întrebam în biserică cine vrea lideri, o pădure de mâini. Când întreba cine vrea sarcini, nu vrea nimeni, numai lideri vreau. Și am dat la unul dintre ei, asta au avut de făcut, să tundă iarba. Vă dați seama că noi un an de zile nu mergeam pe terenul ăla, făceam cu cortul, așa creștea iarba, așa era iarba. Nu era nimic, era undeva izolat terenul ăsta. Creștea iarba, erau niște burini. Am spus, fii atent, treaba ta îi, cu 3 luni înainte am spus, data de să fie iarba tunsă. Frate, slăviți să fie Domnul, zis. Bun.
Slăvit să fie Domnul. Am închiriat cortul de la Suceava și veneam cu frații de la Suceava cu camioneta să mergem să instalăm cortul acela mare. Când ajung la teren, când am văzut terenul, acolo mi s-au muiat picioarele, am început să tremur. Jumătate era atun, jumătate era iarba de jumătate de metru. Fratele zice, unde punem cortul? Păi cortul aici trebuie pus, unde-i ierbocul ăsta mare. Tremuram tot, am pus mâna pe telefon, am sunat. Omul ăsta care trebuia să se ocupe, liderul ăsta, e și așa foarte calm. El are cam două cuvinte pe minut, de-abia vorbește, așa, mă și nervez, eu sunt mai agitat, mai... Bă, hai să facem, el... Acum, parcă-l aud. Și îl sun. Pacea Domnului! Pace. Da, m-a crescut tensiunea instantaneu. Zic, iarba, n-ai tuns iarba, 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 cu cortul aici, nu-i tunsă iarba. Frate, zice. Hai, nu era lângă mine, vă spun că nu știu cum reacționam, eram și mai tânăr, mai avea Domnul de șlefuit mult în mine. Frate, zice, s-o stricat cositoarea. Când am auzit s-o stricat cositoarea, a zbirat odată, Doamne, dă-mi putere. Și am spus, bă, omule bun, când s-o stricat cositoarea? Acu, zice, cred că două zile. Oameni buni, a început inima să-mi bată tare, tare, tare. Și l-am luat, bă, nu ți-i rușine, mă. Bă, ți-am dat atâta sarcină, ai pus să tunzi iarba, mă. Oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Am tuns în noaptea aia cu încă doi tineri, el avea cositoare de aia mare, că de aia l-am și pus să tundă, cu cositoare de aia profesională. Am tuns cu trimăre. Vă spun, am tuns toată noaptea, a doua zi dimineața, aveam o față, l-am montat de cort, seara la tabără, când era cercetarea mai mare, toți cântau cine dormea, eu pe primul rând, nu mai puteam. Toată noaptea am tuns iarba aia pentru că unul dintre lideri nu și-a făcut treaba. Ascultați-mă ce vă spun. Credeți că ea mai da vreodată vreo sarcină? Nimic. Să împing aerul în tabără, atât o mai făcut de atunci înainte. Să sufle pe acolo, nu știu, să se roage, să coboare, să fie căldură, să fie har în biserică. Oameni buni, eu vă întreb. Nu credeți că ar trebui să fim mai serioși cu Dumnezeu? Frate, nu-s fericit, frate, nu-s împlinit, frate, nu mă simt folosit de Dumnezeu, frate, n-am nicio chemare din partea lui Dumnezeu, dar eu te întreb, ești serios cu lucrarea lui Dumnezeu? Eu vă întreb, credeți că Dumnezeu ne va încredința lucruri mari până nu suntem credincioși în lucrurile mici? Poate ai numai de așeza cablurile, fă-ți treaba ca pentru Dumnezeu și ascultă-mă, Dumnezeu te va ridica. Fă-ți treaba la care Dumnezeu te-a pus. Te cheamă păstorul, ce ai de făcut? De aranjat scaunele? Măi, aranjează scaunele, nu comenta. Fă lucrarea asta mică și Dumnezeu îți va încredința lucrare mare. Când am făcut, mi-aduc aminte, înainte de tabără, tot timpul strigam și întrebam așa, făceam câte o conferință de tinerele la Deva și întrebam cine vrea să se implice în tabără să vină la sfârșit la mine. Și apoi veneau tineri și mi-aduc aminte că vine un frate de vreo 17 ani. Frate, zice, eu vreau să vin la tabără și să ajut. Slăvit să fie Domnul. Când l-am văzut așa, era unul dintre așa foarte frezat, zic, mă, ăștia frezați la media, că ăștia sunt buni, pe calculatoare, stau așa. Bun, eu când zic frezat, să nu mă înțelegeți greșit, că n-am eu problemă cu freza, dar ăsta era ieșit din comun. Deci ăsta avea, era, nu pot să vă arăt, dar groaznic arăta. Și zic, mă, tu la media, tu ești cu proiecțiile, cu ăstea, pac, e bine, te potrivești, te încadrezi perfect. Ăștia informaticieni, oricum îs așa ei, ciufuliți de felul orică. Dar așa îs, bă, ăștia lucră noapte, asta e felul lor. Și zic, bă, tu ești bun aici. Și zice, nu vreau, frate, la media. Bă, zic, dar la ce vrei tu? Eu vreau la consiliere. Bă, tole, câți ani ai? 17, ești căsătorit? Nu. Treci la media, zic că treci la consiliere. O zis, frate, nu mai vin. Eu vă întreb, îl va ridica Dumnezeu vreodată să-l folosească la nivel mare dacă el nu-i credincios în lucrurile mici? Niciodată, oameni dragi. Dumnezeu vrea să te folosească, îți dă anumite lucrări să vadă dacă ești credincios. Fii credincios în lucrurile mici și Dumnezeu îți va încredința lucruri mari. Slăvit să fie Domnul. Dați-mi voie să vă spun despre și închei punctul ăsta foarte repede. Mi-aduc aminte, m-am căsătorit. Aveam 28 de ani, la 28 de ani m-am căsătorit. Socrul meu păstorea biserica din Deva și acum vă dați seama că dacă eu m-am căsătorit cu fată de păstor, știți ce am zis? Gata!
Mă duc să văd ce lucrare îmi dai. Eram plin de râvnă, vroiam numai lucrări de alea pe stadioane. Visam eu niște nebunii, Doamne, m-a eliberat Domnul de ele. Dar așa e la început. Știi că toți ne dorim, avem niște vise. Și m-am dus la soc, mă, parcă mă văd. Și am zis, ce lucrare îmi dați? S-a uitat așa la mine, m-a studiat din cap până în picioare. A zis, la grupa mică de copii, vezi că soția ta e liderul. Păi eu la... M-am gândit, m-am mutat la mine. Unde? La grupa mică de copii. Știți cum am plecat de acolo? Fai, mai nenorocit, mai terminat, mai... Păi asta e chemare. Să vedeți ce fain era când sâmbătă seara venea soția și zicea, mâine ții lecția cu Zacheu. Zic, aha, vă țin eu lecția cu Zacheu. Mă, tot țin nimic, nici nu vin la grupa, am zis. Și m-am încăpățânat. Și îmi zicea, vezi că dimineață trebuie să ții lecția cu nu știu cine, vii la grupă. Eu nu vin, ce-ți la... copiii ăia micuți de 4 ani, că nu știu, grupa mică de la 4 la 7 ani sau la 6 ani, cât era? Nu! Știți când m-a pus Dumnezeu la tineret? M-am smerit și să mă vedeți pe mine, luam Biblia sub braț și mă duceam și ziceam, copii, astăzi vorbim despre Zacheu și copii, yeah! Și le dădeam câte o bomboană și mă gândeam, Doamne, dar de ce m-ai pedepsit așa? Și în timp ce eram... Țineam lecția la copii, țineam lecția la copii, mă uitam la bosul mare, nevastă, mi-a numai să uita, și nu era mulțumită, că nu, ea era, știa, de mică ținea lecțiile la copii, eu de unde să știu. În timp ce eram așa, vine prorocul bisericii care era prezbiter la comite și spune așa, am avut o descoperire, Bogdan Ciuleli va trebui să fie următorul lider de tineret. Și prin descoperire dumnezeiască, ajung să fiu lider la tineret. Și vă spun de ce. Pentru că într-o zi m-am smerit și am fost credincios în lucrurile mici. Credeți că m-a convenit să țin lecția la copii? Credeți că m-a plăcut să fie soția mea șefă peste mine? Nu m-a plăcut. Aha, eu fac foarte greu. Dar o trebuie să fac lucrul ăsta. O trebuie să fiu serios în lucrarea încredințată de Dumnezeu. Oameni dragi, ascultați-mă. Dumnezeu caută astăzi tineri care să fie interesați, serioși și să-și dorească să trăiască în curăție. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu alege și acum ascultați-mă, Dumnezeu vrea să vă trimită. Uitați-vă ce zice versetul 30. Îngerul i-a zis Mariei, da, îi zice, nu te teme, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, vei pune numele Iisus. Și acum, asta era lucrarea Mariei. Să nască pe Hristos, să ducă lucrarea asta. Asta trebuia să facă. Știți că Dumnezeu pe fiecare dintre voi vă cheamă să faceți o lucrare? Numai acum vă spun ceva. Există două categorii de oameni, două categorii de tineri. Există categoria tinerilor care se încadrează în tiparul preasfinților sfinți de 75.000 de ori sfinți. Și îi zic așa, nu sunt vrednic să fac lucrarea lui Dumnezeu. Dar eu vă întreb ceva, scumpii mei. E cineva vrednic în seara asta sau în dimineața asta, mă scuzați, să reprezinte pe Dumnezeu, să vorbească în numele Lui, să cânte în numele Lui? Nu. Știți de ce suntem vrednici astăzi? Pentru că El ne face vrednici. Spune Biblia așa, El a dat pe unii. Și începe și spune acolo ce fel de oameni a dat. Pentru că vrednicia de a vă conduce, vrednicia păstorului dumneavoastră, vrednicia liderului de tineret, vrednicia tinerilor care au cântat, o dă Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Oameni buni, Dumnezeu vă învrednicește astăzi să-L slujiți și să lucrați pentru El. Asta e prima categorie și am vorbit doar atât. Dar există a doua categorie despre care vreau să vorbesc mai mult și asta e categoria de oameni nemulțumiți. Cum am fost eu? Păi bă, asta e lucrare, mă. Păi frate, tu nu știi adevărata mea valoare. Păi cum? Ții minte că mergeam la un cer de rugăciune și veneau frații la mine și zicea, frate Bogdan, dai un îndemn. N-aveam nimic de zis, vă dați seama. Citeam două versete și îi puneam la rugăciune că nu știam să vorbesc. Și au zis, frate, dai un îndemn. Și zic, știi ce mă interesa? Al câtelea sunt? Păi zice, primul. Cum primul? Eu vreau ultimul. Pentru că noi avem o impresie, ascultați-mă, foarte, foarte mulți dintre noi greșim gândindu-ne în felul următor. Mă zice, e mică lucrarea.
O, păi zice, dar de ce ăla are lucrare mai mare? Mi-a mințit cineva că cele mai mari lucrări sunt lucrările care sunt în față, lucrarea de cântare, lucrarea de predicare, lucrarea asta publică, și nu ne dăm seama că de fapt Dumnezeu nu are lucrări mici. Scumpii mei, versetul 32 din Luca 1 vorbește despre lucrarea la care era chemată Maria, și Biblia începe și spune așa: El va fi mare. Vreau să vă intre ceva în cap în dimineața asta. Dumnezeu nu are lucrări mici, Dumnezeu nu cheamă la lucrări mici, pentru că Dumnezeu este mare și are doar lucrări mari. Slăvit să fie Domnul. Și orice faci pentru Dumnezeu, și orice lucrare, și că stai să dai un pliant la ușă, e o lucrare mare înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Ascultați-mă. Lucrare mare nu înseamnă doar cântare. Lucrare mare nu înseamnă îndemn, predică. Lucrare mare înseamnă orice faci pentru Dumnezeu. Ești un mijlocitor, e o lucrare mare. Ești un om care încurajezi, e o lucrare mare. Ești un om care face orice pentru Dumnezeu, e o lucrare mare. Slăviți să fie Domnul. Vă spun ceva. Există un verset care spune în felul următor. Ani de zile am crezut așa. Vă dați seama ce răsplată o să aibă oamenii ăștia care ori dormit puține ore pe noapte și l-a alergat pentru Dumnezeu. Bine, puține ore că l-a alergat pentru Dumnezeu, nu ce am făcut eu azi noapte, că am stat până la 3 dimineața de povești cu Silviu Mu. Nu, asta nu se răsplătește și Dumnezeu nu contorizează asta. I-am zis la Silviu că îl zic azi în predică. Am zis: Silviu, mai ținu până la 3, nu mai pot. O să zic că frații, mă știu, te zic. Și o să-i spuneți că i-am zis. Și m-am uitat la ceas și am zis: băi, 3 dimineața avem conferință, o să mă bâlbi din cauza oboselii. Dar nu, vorbesc de oamenii care călătoresc ore întregi, de oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și stau și se stresează: Doamne, cum să fac, ce să fac? Și am crezut că oamenii ăștia vor avea cea mai mare răsplată. Știți ce mi-a spus Domnul într-o zi când mă rugam? Așa de ciudat a fost. Auziți, dacă vei da un pahar de apă în numele Domnului unui proroc, vei avea răsplata unui? Nu-i ciudat. Eu vă întreb, voi vă dați seama, tineri dragi, cum gândește Dumnezeu? Vă gândiți că Dumnezeu dă aceeași răsplată unui om care întinde un pahar de apă ca unuia care pleacă din sudul României să vină până în nordul României la voi să aibă o descoperire din partea lui Dumnezeu? Așa că la ușă vă rog să-i dați fratelui care a avut o vedenie un pahar de apă și veți avea răsplată lui. Nu zâmbiți că așa e. Așa vede Dumnezeu lucrurile. Știți cum mă gândeam într-o zi? Mă gândeam într-o zi că vor sta la masa lui Dumnezeu oameni care au alergat pentru Dumnezeu. Lângă ei știți cine va fi? O familie, un om care s-a rugat pentru ei, care a întins un pahar de apă rece, care s-a dus și a dat o îmbrățișare, l-a binecuvântat. Oameni buni, Dumnezeu nu vede lucrurile ca noi. Vreau să înțelegeți un lucru. Orice lucrare ai de făcut pentru Dumnezeu, e o lucrare mare. Și puteți spune amin. Al doilea lucru. El va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu, ascultați acum, îi va da scaunul lui de domnie și al tatălui său David. Și acum versetul 33 începe în felul următor: va împărăți. Oameni buni, vreau să înțelegeți ceva despre lucrarea la care v-a chemat Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu pierde niciodată bătălia. Nu vă mai faceți probleme, frate, mi se pare că nu merge, mi se pare că pedalez pe loc, mi se pare că n-am propășire. Nu există așa ceva, oameni buni, chiar dacă noi nu vedem cu ochii, chiar dacă noi nu înțelegem, chiar dacă noi nu vedem pe moment biruința lui Dumnezeu, ascultați-mă, până la finalul finalului, lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință. Lumina va birui întunericul, adevărul va birui minciuna, pentru că Dumnezeu întotdeauna va câștiga războiul. Slăvit să fie Domnul! Ne-am rugat și am văzut că nu se întâmplă nimic. Nu-i nimic, continuați. Lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință. Am făcut până acum așa, Doamne, dar nu merge. Dar uite, ne împiedicăm. Nu-i nimic, nu renunțați, oameni buni. Mergeți înainte, de ce? Lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință. Mi-aduc aminte că fratele presbiterul a avut lucrarea aia că trebuie să fiu pus lider de tineret. Știți ce era ciudat? Că nu era tineret. De fapt, era numai când veneau de pe la facultate. Zeci, ții minte că odată când au venit frații de la facultate, am avut 16 tineri la tineret, n-am putut dormi toată noaptea de bucurie. Numai la asta m-am gândit, băi, 16 tineri, vă dați seama? Au venit tinerii ăștia, m-au scos fratele în fața tinerilor, au zis: frate Bogdan, zice, te rog frumos, fiind nou lider de tineret, spune-le ceva la tineri. Atât de emoționat am fost, nici nu prea știam să zic multe, m-am uitat la ei și am zis așa: vă iubesc. Și m-am pus jos.
Ce să, nici nu știu ce să le zic. Au plecat tinerii la facultate și am rămas doi, trei tineri. Oameni buni, gândiți-vă că mergeam la tineret, eram liderul de tineret pe biserică și așteptam să vină tinerii și venea unul. Ne rugam și pa meream la cafea, că ce-ți face? La pizza. Și am zis, Doamne, luni de zile, luni de zile am fost două, trei persoane la tineret. Oameni buni, atâta eram de dezamăgit. Mă încurajau alții, lasă frate Bogdan, că a fi bine. Ce să fie bine? Uite-te la noi că suntem doi. O început să mai vină unul care, un băiat care cânta la chitară. Bă, parcă așa m-am bucurat când o vedeam. Bă, zângănește și tu ceva acolo. Cântam o cântare, deja era wow! Nici nu știam să predic. Nici nu știam să predic. Vă spun ce făceam. La un moment dat, pentru că nu știam să predic, voi să nu faceți asta, mă mărturisesc acum. Ascultam câte o predică pe internet. Și după aia o predicam cu cuvânt, cu cuvânt ce auzeam acolo. Și într-o zi au început să se mulțească tinerii, veneau vreo 10 tineri. Ce mă pune pe mine în ispita la lucru să ascult, auziți ce predic ascult eu, acoperirea capului la femei. Nu, predică de tineret. Da? Nu era la început, oameni buni. Știți ce a fost ciudat? Că au venit 6 băieți. Și aia era singura predică. Și aia le-am predicat-o. Să uitau la mine și mă, bă, ăsta-i nu-i zdravă? Băi, cum să predici de acoperirea capului la femei la 6 băieți? Aia era singura predică. Că dacă aia am ascultat-o pe drum, aia mi-am notat-o, zic, Doamne, ce-a fost în capul meu? Și pe aia mi-am dat, eu am zis, bă, stai un pic, mă, că la tinere nu pot predica. Mai găseam predici de astea, nașterea de copii. Am zis, bă, ce să predici asta? Cum să predici așa ceva la tinere? Mă înțelegeți? Și atunci au venit 6 băieți, atât de dezamăgit am fost, bucuros de 6 băieți că ne mulțisem deja, dar nu au venit nicio fată. Am zis, Doamne, dar o fată n-ai putut să trimiți, să îi previ, dați seama cum aș fi simțit să fi fost o singură fată. Bine, nu mai împărtășesc ce idee am împărtășit atunci, așa au fost predică, așa am zis și atunci. Și-a trecut timpul. Știți ce am făcut? Efectiv am început să mă rog și în timp ce mă rugam cu cei care erau, țin minte că la un moment dat eram 8 băieți și am zis așa, facem grup de rugăciune. Am zis, lucrarea lui Dumnezeu trebuie să propășească. Nu există. Dumnezeu trebuie să dea biruință. Frații mei, fratele Claudiu e aici și o participa la harul acela pe care Dumnezeu l-a dat. Din 8 persoane am ajuns în câteva luni, vreo 6-7 luni de zile, să facem seri de rugăciune în care eram 120-130 de tineri și ne rugam 2 ore, 2 ore în continuu cu lacrimi, oameni buni. Pentru că Dumnezeu întotdeauna va câștiga. Și a început lucrarea de tineret să meargă și am început să fac conferințe și au început să vină 200, 250 de oameni și deja când veneau câte 200 de oameni mi se păreau puțini, mă uitam și am bă, 200 de tineri și vă spun și de unde știu, noi făceam niște bilețele că ne rugam unii pentru alții și mă duceam la fiecare dată, când, de fiecare dată când începeam lucrarea de tineret și am bă, câți au venit? Bă, se tot mărea 80, 100, 150, 200, oameni buni, 200 și a început inima mea să crească și să mă bucur, pentru că am înțeles un lucru, lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință. Scumpii mei, nu vă dați bătuți. Poate astăzi sunteți chemați într-o lucrare, poate vedeți că rezultatele nu sunt așa cum ați vrea, poate vi se pare că ceea ce faceți nu are niciun rost. Oameni buni, are rost. Lucrarea lui Dumnezeu e mare și lucrarea lui Dumnezeu până la urmă are biruință. Nu renunțați! Poate ai început un grup de rugăciune pentru ca Dumnezeu să trezească zalăul, să întoarcă tinerii la Hristos. Poate nu vezi niciun rod. Ascultă-mă, roagă-te în continuare. Lucrarea lui Dumnezeu va da biruință. Poate ai venit la tinere și ai spus, o, dar nu mi-a plăcut, numai dacă sunt conferințe, dacă e nu știu ce predicator, o, nu mi-a plăcut predica din seara asta, oameni buni, nu vă dați bătuți, nu renunțați la adunare, nu renunțați la tineret, nu renunțați la părtășia cu Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință. Va avea biruință. Și ultimul lucru despre lucrarea lui Dumnezeu, și apoi un lucru foarte scurt și încheiem, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Aș vrea să vă spun ceva și să vă rog ceva. Tineri dragi, în zalău și de oriunde veniți, să știți că oamenii știu că voi mergeți la biserică. Ascultați-mă. Oamenii știu asta. Nu vă puteți ascunde. Nu vă puteți da drept alții. Să știți că felul în care voi trăiți pentru Dumnezeu
va impacta, va atrage sau va depărta pe cei din jurul vostru să vină sau să nu vină la biserică. Aveți o lucrare specială din a trăi pentru Dumnezeu. Și oameni buni, eu vorbesc mai mult decât decența. Știți, se pune foarte mult accent pe decența în îmbrăcăminte. Eu sunt pentru a ne îmbrăca decent. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar cred că Dumnezeu în dimineața asta vrea mai mult decât decența în îmbrăcăminte de la noi. Știți că tot ce facem noi pentru Dumnezeu va avea impact asupra celor din jur? Scumpii mei, eu astăzi vă predic despre o fetiță care a trăit acum 2000 de ani. V-am dat exemplu de Pavel care a trăit acum 2000 de ani aproximativ. Vorbim despre Domnul Iisus Hristos care s-a născut și a trăit, a fost un exemplu pentru noi acum 2000 de ani. Vorbim de un Moise care a trăit mii de ani în urmă. Vorbim de un Aron, vorbim de oameni din Sfânta Scriptură care au fost un model. Dar întrebarea se pune, bun, dar dacă niciodată nu o să apar pe YouTube, nu-ți fă probleme de asta. Dar dacă niciodată nu o să se scrie o carte despre tine, nu-ți fă probleme de asta. Ascultă-mă, Dumnezeu te-a pus într-un loc strategic. Oameni buni, nu v-ați născut la voia întâmplării. Există și cred din toată inima în providența lui Dumnezeu. Locul în care ne-am născut, familia în care ne-am născut, e hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu are o pretenție de la tine să fii un exemplu pentru cei din jur. Pentru că ce faci tu pentru Dumnezeu, spune Biblia aici, nu va avea sfârșit, are consecințe veșnice. Știți că se pot întoarce oameni în urma trăirii tale, nici măcar nu-ți dai seama ce impact emoțional poți să ai asupra colegilor, asupra vecinilor, oameni buni. Cunosc mărturii de oameni care s-au întors la Domnul pentru că în școală au avut un tânăr, au avut o tânără care a fost diferită. O tânără, un tânăr care a vorbit diferit. Într-un moment greu, când toată lumea apăsa cu bocancii și călca pe unii oameni, a existat un tânăr care a spus, ai valoare, hai să-ți spun cine ești tu cu adevărat. Și a zis, măi, vorbele alea m-au schimbat. Trăirea noastră trebuie să schimbe oameni în ziua cercetării lor. Tineri dragi, ascultați-mi, e o lucrare fantastică. Dar vă întreb, dacă trăim în așa fel încât oamenii vor zice, pă, decât ca ăla, mai bine nu vin, bă, el zice, lasă-mă, știu eu tinerii voștri de la biserică. De ce aș veni la voi la întâlnire de tineret? Că și voi sunteți ca și noi. Știți de câte ori mi s-a zis lucrul ăsta? Oameni buni, cel mai mare șoc a fost când am fost să chem pe cineva la biserică. Omul era băgat în păcat până în gât. Avea studio din ăsta de video chat. Nu mi-a venit să cred. Și a zis, tu mă chem pe mine la biserică? Hai să-ți arăt ceva, au zis. Vrei să vezi ce am eu aici la video? Mi-a arătat numele și pozele. Când mi-a arătat două nume, am crezut că mi se moaie picioarele, am crezut că acolo pic jos din picioare. Și au zis, frate, de ce să vin la tine? Și le vezi pe astea două, astea vin la tine. Acolo am crezut că fac infar de inimă. Oameni buni! Felul în care noi trăim va impacta pe cei din jurul nostru. Ascultați-mă, Dumnezeu are pretenție de la noi. Scumpii mei, împărtășesc cu voi o experiență tristă pe care am auzit-o astă toamnă. Am voie să vă spun. Am fost în Bihor, am predicat Evanghelia la o seară de evangelizare și la sfârșit era o biserică de sat și la sfârșit m-a așteptat sora Mărioara la ieșire și eu zis la fratele păstor în felul următor, frate păstor, am o rugăminte. Te rog, zice, nu-l iei pe fratele Bogdan și veniți la noi la masă. Fratele păstor a acceptat, am mers la sora asta la masă. Sora asta avea mai mulți copii, dar mi-a arătat o fată de 19 ani, Deborah, și a zis, uite, ia-i fata mea, are 19 ani acum. O zis, când Deborah era în clasa 3-a și până în clasa 4-a a fost prigonită în satul ăsta, zice, uite, școala e acolo câteva sute de metri, zice, de casa noastră. A fost prigonită de învățătoarea ei. Și au zis, frate Bogdan, cei mai grei ani din viața mea au fost momentul în care Deborah mi-a început clasa 3-a. O zis, în clasa 3-a, zice, mergea, zice, gândește-te, îmi spunea mama asta cu lacrimi în ochi, zice, fata asta, zice, era un ghemotoc de fată, era ghiozdanul mai mare ca ea. O duceam la portiță și mă uitam după ea cum merge către școală, închideam ușa la poartă, la curte și mă întorceam și începeam să plâng și mă rugam lui Dumnezeu și spuneam în felul următor, Doamne, te rog să nu
o prigonească și astăzi. Și-a zis, frate Bogdan, venea ora 12, știi cum se întorcea Deborah de la școală, toată plânsă. Și spuneam, mami, nu mai vreau să merg la școală. Și spuneam, Deborah, hai să ne punem pe genunchi să ne rugăm. Și mă puneam pe genunchi și nu-L înțelegeam pe Dumnezeu. Și spuneam, Doamne, dar umilește-mă pe mine, dar fă să lovească mine. Doamne, are vârstă prea mică, Doamne, e prea crudă să fie umilită și batjocorită de învățătoare și apoi de colegi. Și spunea, frate Bogdan, când o vedeam cum vine de la școală plângând, îs mamă, mi se rupea inima în mine, mă puneam pe genunchi și nu mă puteam abține de plâns, spunea. Toată clasa a treia și toată clasa a patra, zice. Și când sora Mărioară a terminat de vorbit, de lângă Deborah, o soră în lacrimi, a ridicat mâna, s-a uitat la mine și a zis așa, frate Bogdan, eu sunt învățătoarea lui Deborah. Și m-am uitat la ea că a fost la biserică, era îmbrăcată, mi-am dat seama că e pocăită. Și frate Bogdan, în clasa șaptea, când Deborah era între a șaptea, am trecut printr-o boală. Dumnezeu m-a întins la orizontal și n-am mai putut privi pe orizontal, ci priveam doar pe vertical. Și o zis acolo pe patul de spital, știi ce mi-am adus aminte? Că în clasa treia și a patra am avut o fetiță care ori de câte ori era umilită, nu ridica vorba la mine. Nu vorbea urât, nu se răzvrătea, lua notele cele mai bune. Și în felul acesta Dumnezeu intră în inima mea, mă pocăiesc. Și de când e Deborah în clasa șaptea până acum cântăm amândouă în corul bisericii. Pentru că, oameni buni, ceea ce facem noi, felul în care trăim, lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat, are impact și consecință veșnică. Te-ai gândit vreodată? Te-ai gândit vreodată la colegii tăi care se uită la tine? Te-ai gândit vreodată la oamenii pe care Dumnezeu i-a pus strategic în jurul tău? Oameni buni, trăirea noastră trebuie să vorbească oamenilor despre Dumnezeu. Trăirea noastră trebuie să le arate oamenilor că noi suntem cei care îl reprezentăm pe Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Lucrarea lui Dumnezeu are consecințe veșnice. Și ultimul rând și închei foarte scurt despre chemarea asta la slujire și apoi să vreau să ne rugăm în dreptul acesta, pentru că de seară vreau să vorbesc despre chemarea la sfințenie. Zice Maria îngerului, zice, Doamne, dar cum se va face lucrarea asta, nu? Că ne punem întrebări, Doamne, dar te uiți la tine. Știți de câte ori am fost batjocorit ca și predicator? Dacă v-aș povesti experiențe când la început, mi-aduc aminte că eram într-o seară la un cer de rugăciune. Mă pus, frate, să dau un îndemn să motivez biserica pentru post. Oameni buni, a fost un om lângă mine care m-a călcat în picioare. S-a ridicat și în urma mea, vă spun, atât m-a umilit de n-am știut în seara aia cum să plec mai repede acasă. Știți de ce? Pentru că eram un om neînsemnat, spuneau ei din punctul lor de vedere. Pentru că nu dădeau niciun ban pe noi. Și am stat și m-am întrebat, am plecat de acolo și am zis, Doamne, dar cum rămân eu în picioare? Mă bajoc, cum mă duc eu luna următoare la noapte de veche acolo în localitatea respectivă? Că, uite cum au vorbit de mine, uite ce au zis de mine. Păi da, intru un pământ de rușine. O zis Maria, dar cum voi face lucrarea asta? Și eu știu că unii dintre voi vă puneți întrebarea, Doamne, dar cum o să rezist? Dar scumpii mei, spuneți-mi mie, cum rezistăm într-o lume plină de provocări? Cum rezistăm într-o lume în care pornografia e la fiecare pas? Și o să vorbim de seară. Uitați-vă, te duci, m-am dus să-i cumpăr la bunic o drojbă. Știți cine era pe calendarul și ținea o drojbă în mână? Știți cine, nu? Un pădurar de la puternic cu brațele puternice. M-am și gândit, am zis, dacă ar putea domnița asta să vină să-i taie lemnele la bunica mea. Credeți că știa să pornească drojba nouă? De ce a pus-o diavolul acolo? Ca să mă murdărească pe mine și pe tine. Reclamă la pâine, trece mașina. Eu am văzut în Deva asta, m-am șocat. Trece mașina de pâine. Un brutar ținea o ladă de pâine. Numai că brutarul era de gen feminin. Și săracul, cred că și-o băga hainele la spălat, avea numai ăla pe cap atât. De ce, oameni buni? De ce? Pentru că diavolul vrea să murdărească ochii și mintea noastră. Trăim într-o lume plină de provocări. Trăim într-o lume în care dacă ieșim și nici nu trebuie să ne străduim, că eu știu sigur că până la colțul străzii putem face rost de droguri. Asta e lumea în care trăim. Știu. Înțeleg provocările dumneavoastră. Întrebarea se pune, oameni buni, cum trăim într-o lume plină de provocări a păcatului?
Cum trăim într-o lume în care promovează prietenia la 12 ani? Cum trăiți, fetelor, într-o lume în care sunteți batjocorite pentru că vreți să rămâneți curate până la 20 de ani, la 25 de ani când vă căsătoriți? Cum, când se râd colegii de dumneavoastră că n-aveți nu știu ce experiență? Cum trăim, oameni buni? Ce facem în lumea asta? Cum putem înainta când noi, ca și băieți, se uită la noi și ne privesc ca pe niște pămpălăi, că până la 20 de ani când te-ai căsătorit n-ai avut nu știu câte femei și te batjocoresc colegii? Cum trăim, oameni buni, în lumea asta plină de provocări? Cum trăim în lumea asta de provocări, că am oameni care m-au sunat, au trecut prin traume emoționale, fiindcă au fost pocăiți, i-au luat colegii de clasă și i-au batjocorit și au pus alte fete să danseze pe ei ca să vadă cum reacționează? Cum trăim în lumea asta plină de provocări? Ce face Dumnezeu pentru noi într-o lume plină de provocări? Oameni buni, cum mergem înainte? Cum putem trăi după standardul lui Dumnezeu? Și o zis, Maria, cum să fac ce lucrare asta? Că eu nu știu. N-am capacitate, eu n-am bărbat. Cum să nasc dacă n-am bărbat? E supranatural. Cum să ajung să fac lucrarea asta dacă eu n-am cunoscut bărbat? Nu se poate așa ceva. Versetul 35, îngerul i-a răspuns, se poate. De ce? Știți care e soluția? Soluția are Dumnezeu și cu asta închei. Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Știți care e secretul biruințelor noastre în lumea asta plină de păcat? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oameni buni. Și am stat și m-am gândit, mă, dar de ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? De ce nu ne-a lăsat Dumnezeu să ne chinuim noi, să ne târâm noi pe coate? Oameni buni, Dumnezeu a lăsat metoda aceasta pentru că la sfârșit, când se vor închide toate cărțile, când se vor citi numele, la sfârșit când vom sta înaintea tronului de slavă al lui Dumnezeu, să nu se ridice niciunul și să spună, Doamne, aici au venit sfântocii. Nu, știți ce vrea Dumnezeu? Să venim cu capul plecat, recunoscând că am putut trăi doar prin puterea Duhului Sfânt. Și toată slava, și toată gloria, și toată cinstea să-și o ia unul singur, Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Scumpii mei, trăirea noastră nu-i despre ce putem noi să facem. Trăirea noastră nu-i despre cât suntem noi de buni, cât suntem noi de capabili. Și trăirea noastră e despre un Dumnezeu care schimbă oamenii. Despre un Dumnezeu care transformă, despre un Dumnezeu care ia pofta rea, despre un Dumnezeu care pune în inima noastră dorințe bune, despre un Dumnezeu care face dintr-un om rău un om bun, dintr-un Dumnezeu care, despre un Dumnezeu care face despre un tânăr posedat și un tânăr plin de păcate, un tânăr sfânt, slăvit să fie Domnul, care ia o fată care a trăit în cele mai mari mizerii și face din ea o sfântă a lui Dumnezeu și te uiți la ea și vorbești cu ea și spui, băi fată, până acum 3 ani, 4 ani te-ai drogat, ai umblat prin toate cluburile, ai umblat cu toți băieții și acum ce-i cu tine? Sunt alta, de ce? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi dă identitatea asta, slăvit să fie Domnul. Oameni buni, despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrarea la care sunteți chemați, trăirea la care sunteți chemați, lucrarea și trăirea asta le face unul singur, Sfântul Duh al lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt ceva și cu asta o să închei. Faptele Apostolilor, capitolul 16. Există o întâmplare acolo, pune-mi te rog versetul 22. Pavel și Sila se duc la evangelizare și terminăm cu asta. Și ascultați-mă, evangelizează cetatea din Filipi, scot un duc de ghicire, totul e real, totul e adevărat, totul e sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și acum eu vă întreb, predicatorul după evangelizare la ce se așteaptă? Vă spun la ce se așteaptă. Să-l întrebe gazda cu ce să fie pizza, cu brânză sau cu pui, nu? Zice, ce pizza vrei? Noi la pocăiți, noi am mâncat diavolul, că e bună, că e picantă, dar ne rușine să zicem, frate, zice, de aia, știi tu... Zic, mă, diavolă, că vrei diavolă, nu-i problemă. Nu, te aștepți, frate? Și-o zis Sila, zice, mă, acum sigur o să ne pună două pizza diavolă, că vrem să mâncăm ceva picant. Nu, că am slujit Domnului. Știți ce se întâmplă? Ciudat. Voi zâmbiți, dar nu vreau să fiu în locul lor. Zice, norodul s-a ridicat împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei. A poruncit să-i bată cu nuiele, următorul verset. Zice, le-a dat așa o nuia, numai așa, așa un picuț. Zice, nu. După ce le-au dat multe lovituri, i-a aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Următorul verset. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță înăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Și acum ascultați-mă. Bătuți, cu haine rupte
Și ascultați-mă, pe vremea aia nu erau hainele ca la noi. Am mai rupt acum cămașa. Eu mai am două cămăși de schimb. Nu era așa. Cu hainele rupte, bătuți, cu picioarele în butuci, spune Biblia, versetul 25, la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau. Și acum e normal că se rugau, nu? Că acum, în momentele grele, ce faci? Te rogi, nu? Toți ne rugăm în momentele grele. Toți mergem, Doamne, ai milă. Știți ce mă fascinează? Aș vrea versetul ăsta să rămânesc cu el. Nu doar că se rugau. Și cântau cântări de jale. Așa scrie. Cântări de oameni buni. Ăstea-s resursele lui Dumnezeu în momentele grele. Oameni buni, are Dumnezeu pentru noi și o să explicăm de seară niște resurse inimaginabile. Oameni buni, să mergi prin momente grele ale vieții, să nu-ți pierzi mințile. Să mergi prin momente grele ale vieții și să nu intri în depresie. Să depășești momente care dacă s-ar fi întâmplat în familia unor oameni sau în viața unor oameni care n-au fost credincioși și nu sunt credincioși, nu-L au pe Dumnezeu, s-ar fi aruncat de mult de pe nu știu care turn din Zalău. Oameni buni, ăstea sunt resursele lui Dumnezeu. În momentele grele să poți rămâne în picioare cântând cântări de lauda lui Dumnezeu. Vă întreb în seara asta, oameni buni, nu vreți să ne ancorăm în slujire și să slujim un Dumnezeu care are toate resursele din lume? Scumpii mei, slujirea lui Dumnezeu va aduce bucurie și fericire în inimile noastre. Scumpii mei, nu pot să-mi scot inima din piept. Nu vă pot pune înainte să vedeți, să vă bag în pieptul vostru, să simțiți câtă împlinire, câtă bucurie și câtă satisfacție îmi dă Dumnezeu în momentul în care L-am putut sluji. Oameni buni, mă trezesc câteodată rupt de obosit, simt câteodată că pic din picioare, simt câteodată că nu mai are rost să fac nimic, dar în urma slujirii, ascultați-mă ce vă spun, Dumnezeu lasă bucuria sa prin Duhul Sfânt. Pentru cei care slujesc, nu e un chin slujirea, e o bucurie. Pentru cei care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, nu e o povară, oameni buni, e o bucurie imensă pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că totul este din El, pentru El și din El, prin El și pentru El. Totu-i din El, prin El și pentru El. Frații mei, adevărata fericire vine în urma slujirii, credeți-mă. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Știi ce vreau să te provoc în dimineața asta? Aș vrea să te provoc în dimineața asta, foarte scurt, să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și vă invit să ne ridicăm în picioare. Pentru că încheiem. Vă rog așa cum stați să țineți ochii închiși pentru că ne rugăm. Vreau să spun doar câteva cuvinte și apoi intrăm direct în rugăciune. Aș vrea în dimineața asta să te conștientizez că tu ai nevoie de Dumnezeu și nu Dumnezeu de tine. Ascultă-mă. Aș vrea să te conștientizez în dimineața asta că Dumnezeu poate să-și facă lucrarea și fără tine. Scumpii mei și dragii mei, are Dumnezeu oameni. Când o zis Ilie că el e singurul care a rămas, el e singurul care a rămas în picioare, a zis Domnul, stai liniștit Ilie, mi-a mai păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal, pentru că Dumnezeu are oameni, pentru că Dumnezeu are predicatori, pentru că Dumnezeu are păstori, pentru că Dumnezeu are tineri care vor să slujească. Știi ce mă rog în dimineața asta? Nu vreți noi să fim unii dintre oamenii, tinerii care îl slujesc pe Dumnezeu? Asta va provoca o fericire și o împlinire. Scumpii mei, vă spun un lucru foarte important. În Apocalipsa, capitolul 2, unde vorbește bisericilor, există o biserică pe nume Efes. Și biserica asta își părăsește dragostea, nu mai are nicio dragoste, nicio bucurie. Oameni buni, dragostea aduce bucurie, dragostea aduce fericire. Vă rog, gândiți-vă cei care sunteți îndrăgostiți, câtă bucurie și câtă fericire aveți în inima voastră față de partenerul de viață. Gândiți-vă cei care treceți prin momente grele și v-ați despărțit de cel drag, câtă tristețe și câtă durere aveți în inimile voastre. Dragostea aduce fericirea. Și biserica asta își pierde dragostea. Știți ce e ciudat? Că Biblia, când dă soluție, nu spune să se întoarcă la dragoste. Noi cântăm, întoarce-te la dragostea din tâi, dar asta
E din burta celui care a compus cântarea. Biblia acolo zice, întoarceți-vă la faptele din tăi. Și am ajuns la o concluzie. Și ascultați-mă cu atenție. Nu-ți poți controla sentimentele. Așa-i? Aseară ne-am rugat pentru unul din tineri ca Dumnezeu să-i vindece inima. Dacă putea să-și aline singur durerea din inimă, știți cei care ne-am rugat, n-ar fi cerut înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să intervină. Vreau să spun că tu nu-ți poți controla sentimentele. Nu poți hotărâ când să te îndrăgostești. Poți hotărâ să faci, să acționezi sau să nu acționezi. Dragostea vine. Vine. Dragostea pleacă. Nu o poți controla tu. Dar știi ce spune Biblia? Atunci când te întorci la faptele din tăi, atunci când o să începi să faci pentru Dumnezeu, să lucrezi, să fii de acord cu chemarea lui Dumnezeu, oameni buni, în momentul în care te întorci la faptele din tăi, pentru că în faptele din tăi atunci faci cel mai mult pentru Dumnezeu, ascultați-mă, reînvie dragostea pe care ai părăsit-o, reînvie dragostea pe care ai pierdut-o poate din anumite motive. Oameni buni, atâta timp cât veți sluji pe Dumnezeu, veți fi oameni fericiți și împliniți. Vreau să ne rugăm în dimineața asta ca scopul vieții noastre să fie asta, să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni buni, un om fără scop, ascultați-mă ce vă spun, e un om care nu are nicio direcție. Noi trebuie să avem un scop. Scopul Domnului Iisus Hristos când a venit pe pământul acesta a fost să facă voia Tatălui. Oameni buni, tot ce a făcut, tot ce a rezistat, prin faptul că a mers la cruce, a rezistat pentru că scopul lui era să vadă sămânța de urmași. Oameni buni, Pavel, Petru, toți oamenii lui Dumnezeu, ori putut merge mai departe, ori putut răbda pregonirile, ori putut cânta cântări de veselie, de bucurie, pentru că oamenii ăștia au avut un scop, să ajungă la capătul alergării cu Hristos. Oameni buni, scopul nostru trebuie să fie acesta, să lucrăm pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Puneți-vă scopul ăsta la inimă și oameni buni, faptele astea făcute în scopul acesta va aduce fericire în inimile voastre. Scumpii mei, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeu dă fericire în urma slujirii. Dumnezeu dă fericire în urma implicării tale în lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm în dimineața asta și rugăm pe Domnul să facă mai mult cu noi, să ne dea de lucru, oameni buni. Nu doar să venim la biserică, nu doar să ne simțim plictisiți câteodată că a fost bună sau nu a fost bună predica, ci vreau în dimineața asta să conștientizez că Dumnezeu vrea să faci ceva pentru El. Sunteți aici câțiva tineri, mulți tineri, oameni buni, înțelegeți că dacă toți ați face ceva pentru Dumnezeu, ar exploda lucrurile în orașul ăsta, ar exploda lucrurile în adunările din care veniți, ar exploda lucrurile spirituale. Dumnezeu vă cheamă la slujire. Scumpii mei, există o fericire temporară pe care o dau lucrurile, dar există o fericire eternă pe care o dă slujirea, pe care o dă angrenarea în lucrarea lui Dumnezeu. Bucuria adevărată vine de la Duhul lui Dumnezeu când tu faci ceva pentru Dumnezeu. În dimineața asta Dumnezeu te alege. Dacă tu îți dorești să trăiești curat, dacă ești interesat și dacă hotărăști să fii serios în lucrarea lui Dumnezeu, în dimineața asta Dumnezeu te trimite și îți spune că lucrarea la care te-a chemat este mare. Îți spune că lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință, să nu te temi. Și lucrarea lui Dumnezeu pe care tu trebuie să o faci are consecințe veșnice. Și încheiem spunându-vă în felul următor. Nu vă temeți să vă aruncați în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că resursele nu sunt la voi. Resursele nu sunt pământești. Războiul nu-i pământesc și n-are nevoie de lucruri pământești. Pavel spune așa, armele cu care luptăm noi sunt diferite. Sunt diferite. De ce? Că armele noastre sunt arme pentru un război spiritual. Resursele spirituale, scumpii mei, sunt ale lui Dumnezeu. Veți rămâne în picioare, veți ajunge până la capăt dacă în dimineața asta hotărâți, plin de fericirea dată de Duhul Sfânt, să-L slujiți pe Dumnezeu. Ne rugăm! Tată din ceruri, venim înaintea Sfințeniei Ta.